Popescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Vă doresc la mulți, mulți ani. Sper din suflet că anul 2022 să ne aducă tuturor mai multă libertate de mișcare. Sper să scăpăm o dată pentru totdeauna de mască. Aceasta este dorința mea cea mai mare. Și sper ca toți să fim sănătoși și să revenim la normal, cum s-ar zice. M-am gândit ca anul acesta să încep în forță cu advent calendarele care mi-au mai rămas. Mai sunt două advent calendare de deschis, vă anunț de pe acum, astfel încât să știți că în afară de acest clip va mai urma încă unul pe care mă gândesc să-l filmez tot astăzi. Sunt hârnicuță, m-am gândit că astăzi să le fac pe toate. În acest videoclip vom deschide acest superbisim advent calendar de la Real Technic. Trebuie să vă mărturisesc faptul că m-am gândit ceva până să-mi achiziționez acest advent calendar. Eu l-am prins și la reducere, de la 150 de lei la 115 lei. Mi-am mai comandat și altceva, astfel încât să nu plătesc transportul pe site-ul celor de la Notino, pentru că știți foarte bine că trebuie să depășești o anumită sumă, astfel încât să nu plătești transportul. Eu am beneficiat și de transport gratuit, asta pentru că am plasat o comandă mai mare. Știți foarte bine că acest advent calendar a fost de la Moș Crăciun și n-am apucat, vă spun sincer, să-l deschid până pe 31 decembrie. Oricât am încercat să îmi plănuiesc să filmez clipurile mai repede, ei bine, nu s-a putut din cauza faptului că pielea mea s-a uscat excesiv și nu am mai putut să aplic niciun fel de machiaj, nici măcar fond de ten. Timp de mai bine de 5 zile a trebuit să stau nemachiată, a trebuit să-mi aplic creme speciale, astfel încât tenul meu să își revină la normal. Veșnica mea problemă a tenului extraordinar de uscat în sezonul rece. Indiferent cât de mult l-aș proteja, sunt anumite momente în care el se usucă foarte tare și nu mă mai lasă să-mi desfășor activitatea așa cum îmi doresc. Sper din suflet că voi continuați să mă urmăriți, chiar dacă deschid advent calendarele acestea cam târziu. Cu toate acestea, vreau să vă spun că atât de mult mi-au plăcut advent calendarele încât chiar și în noaptea dintre ani mă uitam să cumpăr un advent calendar și eram pe punctul de a cumpăra un alt advent calendar disponibil pe data de 31 decembrie. Nu știu de ce unele site-uri s-au gândit să epuizeze stocul în cazul unor advent calendare și pe data de 31 s-au gândit să reintroducă acele advent calendare în stoc. Am zis că trebuie să mă opresc pentru că deja sezonul advent calendarelor a trecut, dar vă promit că la anul îmi voi achiziționa și mai multe advent calendare și voi încerca să filmez zilnic cum deschid câte două advent calendare pe zi, astfel încât să mi le achiziționez pe toate. Toate advent calendarele să vină la mine! Dragii mei, înainte să începem să deschidem acest advent calendar, care apropo de asta, sincer să fiu, am auzit doar păreri negative despre el. Nu prea a plăcut nimănui acest advent calendar, cu toate acestea eu am descoperit în el câteva lucruri care m-au determinat să-l achiziționez. Și bineînțeles că l-am achiziționat și la reducere, așa că norocul meu. Dacă l-aș fi achiziționat la preț întreg, cu siguranță nu-și merita banii. El nu vrea să stea de nicio culoare. Nu știu cum am reușit eu să-l pun aici, în această bombonieră, pe spatele advent calendarului. Haideți să-l întorc, să vi-l arăt. Sunt înșiruite toate produsele pe care acesta le conține. E un advent calendar care conține foarte multe pensule de mărime mică. Voi știți că mie nu-mi plac pensulele de mărime mică. Vom vedea. Vom vedea la fața locului dacă sunt niște pensule folosibile, utilizabile, sau dacă sunt niște pensule cu care nu ai ce să faci. Sau pe care eu, cel puțin, nu le pot folosi din cauza faptului că nu am dexteritate în a folosi pensule foarte, foarte mici.
Înainte de a începe, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Vă invit să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des și vă mulțumesc din suflet că sunteți aici lângă mine, că mă susțineți și că îmi lăsați numeroase comentarii pe care eu le citesc cu mare, mare drag și vă răspund în cel mai scurt timp. Din punct de vedere al ambalajului, dragii mei, acest advent calendar arată bine. Din partea celor de la Real Technic, aveam mai multe așteptări, nu mi se pare de foarte bună calitate. Cartonul din care este construit acest advent calendar, însă el este frumos. Are această culoare de roz pudrat, care mie îmi strică lumina. Haideți să vă dau un exemplu. Fără advent calendar, ta-na-na-na-na, și cu advent calendar. Din păcate sunt unele culori... sunt unele culori care îmi strică lumina în momentul în care le introduc prin diverse mișloace, nu știu, sunt și unele cutii a căror culoare îmi strică, îmi strică lumina aceasta și credeți-mă că am investit foarte mulți bani în această lumină, astfel încât să mă vedeți cât mai clar cu putință și nu-mi place când se întâmplă asta, dar n-am ce-i face, ați văzut și voi că advent calendarul este de vină de data aceasta. Cum ziceam, îmi place și nu-mi place felul în care arată acest advent calendar. Aveam mai multe pretenții din partea celor de la Real Technic, deoarece produsele lor sunt destul de scumpe. Ei sunt celebri în ceea ce privește pensulele. Cred că toată lumea are pensule Real Technic. Între timp mi-am achiziționat și eu. Așa că, dacă nu v-ați achiziționat pensule de la Real Technic, eu vă îndemn să o faceți pentru că sunt de foarte, foarte bună calitate și dacă le găsiți și la reducere, cu atât mai bine. În perioada Crăciunului au fost foarte multe reduceri și trebuie să vă mărturisesc faptul că am decis să-mi completez colecția de pensule cu câteva pensule. N-au fost foarte multe seturile celor de la Real Technic. Nu sunt pline de pensule, așa cum mi-aș fi dorit eu. Ele conțin în jur de 3-4 pensule. Eu cred că am 3 pensule. 3 pensule. Foarte bune, ce este drept, foarte bune, dar mi-aș fi plăcut să am mai multe. Poate pe viitor o să mi mai achiziționez. Sunt tare curioasă dacă vouă vă plac pensulele de la Real Technic și bureții. Bureței Beauty Blenders! Mama mea este înnebunită după bureței celor de la Real Technic. Îi consideră unii dintre cei mai buni bureței, pentru că ea, în loc să folosească pensulă, folosește bureței. Așa s-a învățat, așa îi place, a folosit și pensulă, însă mai bine să înțelegem cu bureței. Și în acest advent calendar, din ce știu eu, se găsește și un Beauty Blenders, pe care, bineînțeles, îl voi oferi cu mare, mare drag mamei mele, care se va bucura. Haideți să începem să nu mai pierdem vremea, pentru că, dragii mei, iar m-am întins cu vorba, așa cum îmi place mie să facă de fiecare dată și haideți să trecem la treabă. În căsuța numărul 1, cred că se ascunde fix un burețel sau ceva în genul acesta, pentru că, hello! Are forma aceasta specifică. Mai sunt încă alte 3 căsuțe cu formă de Beauty Blenders. Hai să vedem! La numărul 1. Sper să se deschidă frumos căsuțele! Doamne ajută! Ok! What is this? Te rog eu mult, stai acolo! Mulțumesc! Ok, cred că acesta este aplicatorul pentru măscuțele faciale. Trebuie să vă mărturisesc că acesta a fost unul dintre obiectele care m-a făcut să îmi doresc să-mi achiziționez acest advent calendar. Cu acesta îți întinzi măștile pe față. Interesant, am să-l folosesc împreună cu voi pentru că tot mă țin eu de ceva timp să mai filmez niște videoclipuri cu skincare și bineînțeles că motivul pentru care nu am filmat până acum este acesta. Tenul meu capricios. Da, interesant. Este dintr-un silicon foarte tare. N-aveam așa ceva și nu știu dacă se găsește
dacă se găsește să-l achiziționezi separat. Habar n-am, eu n-am văzut. Așa că m-am decis să-mi achiziționez acest advent calendar și pentru acest accesoriu de aplicare al măștilor. La numărul 2 ce avem noi aici? Ok. Acesta este beauty blenderul. Cred că da, el este. Hello! Acest burețel minune de la Real Technic, foarte, foarte moale. Foarte, foarte moale. Va ajunge la mama mea. Este într-o stare foarte bună, la fel și aplicatorul acesta. Am avut ceva emoții în momentul în care m-am decis să-mi achiziționez acest advent calendar, pentru că văzusem la alte persoane că au primit produsele ușor degradate, să zic așa. Erau zgriate, bureței erau rupți. Da, m-ați auzit bine, dar se pare că eu am nimerit un advent calendar bun. Sincer să fiu, eu am încredere în site-ul celor de la Notino și marea majoritate a advent calendarelor pe care le-am deschis aici pe canalul meu de YouTube sunt achiziționate de acolo și le-am primit în perfectă stare. Cei de la Notino au avut foarte, foarte mare grijă să mi le împacheteze așa cum trebuie, cu foarte multe protecții, astfel încât le-am primit perfecte! Haideți să continuăm la numărul 3. Se ascunde o pensulă. Sigur. Are formă de pensulă căsuța. Uite, îmi place faptul că cei de la Real Technic s-au gândit să facă căsuțele în forme care să te ducă cu gândul la ce anume se ascunde în respectiva căsuță. Avem o pensulică. Mititică! Măi, e ok. Numărul 301. Cred că cu aceasta poți foarte bine să lucrezi în pliu. E o pensulă de blending, pare mi se mie, dar o poți folosi și pentru a-ți aplica concealerul. E cam micuță. Eu am nevoie de pensule mai mari, astfel încât să lucrez așa cum îmi place mie și să nu se întâmple fel și fel de accidente. Până și pensulele mele uriașe le mai arunc în momentul în care mă machiez, se mai întâmplă să mi scape din mână, pentru că nu știu. Așa se mai întâmplă, accidente de acest gen. Dar mai, foarte frumoasă, pensula a venit într-o stare perfectă. Am să mă gândesc dacă am să o păstrez sau nu. Ar fi interesant să fac un make-up tutorial folosind pensule de genul acesta foarte, foarte mici. Însă ar fi chinuitor pentru mine, probabil distractiv pentru voi, dar foarte, foarte obositor și chinuitor pentru mine. Am să mă gândesc. Dacă vă doriți asta, dacă vă doriți să mă vedeți chinuindu-mă cu genul acesta de pensule, lăsați-mi în comentarii și dacă vă strângeți mai multe persoane care vă doriți să mă machiez cu genul acesta de pensule, am să fac un efort și am să filmez un make-up tutorial și așa am un plan să fac un machiaj împreună cu voi zilele acestea. Nu mai vreau să stea advent calendar, gata. Și așa am un plan să filmez un make-up tutorial zilele acestea, așa că gândiți-vă, lăsați-mi în comentarii răspunsul vostru și eu voi ține cont, așa cum țin cont de fiecare dată, de propunerile voastre. Numărul 4! E o pensulă mai mare! Oh my god! Oh my god! Nu e bine ceea ce fac, că trag pensulele de perile lor, însă nu prea vrea să iasă cu una, cu două. Ok, am împins-o ușor, astfel încât să nu o trag foarte tare de perii. Gata, am făcut-o la loc. Măi, pensula aceasta îmi place. Cu aceasta îți poți seta fondul de ten, produsele cremoase pe care le aplici pe față. Eu nu mi-aplic produse cremoase, decât fond de ten, concealer. În rest, mie-mi plac fardurile uscate, produsele uscate. Această pensulă
va rămâne în colecția mea de pensule, deoarece este ușor mai mare și cred că am să mă descurc cu ea. Este numărul 407. Vai, ce perimoi are! Ador pensulele! Ador pensulele de la Real Techniques și ador în general pensulele. Hello! Super! Super! Vedeți? Vedeți diferența? Ele par! Parcă sunt de aceeași mărime, însă, dat fiind faptul că aceasta este mai groasă, aici, îmi este mult mai ușor de lucrat cu ea și sigur, pe aceasta o voi păstra. Și o voi folosi cu mare, mare drag! Haideți să continuăm! Numărul 5. Aici. Să vedem noi ce se ascunde la numărul 5. Ok! Ok! Probabil vă întrebați ce este cu acest burețel. Aceasta a fost și întrebarea mea în momentul în care m-am uitat și eu pe lista de produse care compun acest advent calendar și am zis, what is this? Ei bine, dragii mei, există burețel cu care te speli pe față. Da, m-ați auzit foarte bine, există și așa ceva. Pe acesta îl umezești, aplici pe el spumă sau gel de spălare și și începi să masezi, să-ți masezi fața cu acest burețel, care mai mult decât atât, din ce m-am documentat eu, și exfoliază, datorită faptului că arată în felul acesta. Eu am să vă dau niște cadre mai aproape, astfel încât să-l vedeți mai bine. Se și simte la mână, se și simte la mână că este mai tăricel. Mă bate gândul să testez împreună cu voi! Vai, ce mi-a plăcea! Ce mi-a plăcea să testez acest burețel împreună cu voi? Nu știu. Să vedem. Dacă tenul meu o să mi permită să fac asta, cu siguranță vă voi prezenta și rutina mea de curățare a feței, așa cum se cuvine. Sunt sigură că multe dintre voi așteptați și vă doriți să vă prezint rutina mea de curățare. Primisem câteva mesaje în legătură cu asta, nu foarte multe, dar am primit. Am primit și am răspuns în privat ce produse folosesc. Cleanser, eu folosesc și cleanser gel și cleanser spumă, pe care apropo l-am descoperit destul de recent. Înainte foloseam doar cleanser gel. Haideți să continuăm să nu mai pierdem vremea. Dar știți cum este? Acest advent calendar conține doar 12 căsuțe, doar 12 produse. Așa că, fiind atât de puține produse, am tendința să vorbesc mult despre fiecare produs în parte. Haideți să vedem ce se ascunde la numărul 6. Ia să vedem! Oh my God! Oh my God! Ce avem noi aici? Ok! Dacă advent calendarul nostru se decide să stea și el cumva, ar fi minunat. Te rog! Da, se pare că nu. Ok! Ok! Avem aici un suport în care îți depozitezi bureței! Pentru momentele în care pleci în vacanță și burețelul trebuie să stea într-un loc sigur ferit de bacterii, aceasta este soluția, dragii mei. Mi se pare foarte tare, foarte tare. Îmi place foarte, foarte mult acest, nici nu știu cum să-l numesc, această carcasă de burețel, acest suport în care îți pui burețelul. Sunt sigură că mama mea va fi extraordinar de încântată, pentru că și mie îmi place. Hello! Și mie îmi place foarte, foarte mult. Și eu când plec în vacanță am un suport special în care îmi pun pensulele și le astup bine, astfel încât să nu le stric forma. Mi l-a achiziționat soțul meu din Canada, e ceva de la Makeup Forever. Un suport foarte, foarte drăguț în formă de pahar cu capac
care se lipește, adică el nu sare așa de nebun, nu mă trezesc eu cu pensulele prin tot geamantanul răsfirate. Și am fost cu acel suport în vacanță și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Din punctul meu de vedere, suporturile acestea, gentuțele acestea, portfardurile, pouchurile sunt extraordinar de utile și necesare, mai ales când pleci în vacanță, pentru că atunci trebuie să acorzi o deosebită atenție depozitării produselor de make-up să nu se întâmple ceva. Eu n-am pățit să mi se întâmple nimic. Asta pentru că m-am și asigurat că toate produsele mele sunt bine protejate. Haideți să continuăm. Numărul 7. La numărul 7 habar n-am ce se ascunde. Habar n-am. Hai să vedem. Sunt curioasă. Ok. Nu știu ce e asta. Oh my god! Ok, gata, am terminat. Nu știu ce e asta. Ah! Ok, sunt niște mostre. Sunt două mostre de gel pentru curățarea pensulelor. De ce mostre și nu un recipient micuț? Chiar nu înțeleg asta, nu-mi place când primesc mostre în advent calendare, pentru că, din punctul meu de vedere, mostrele nu au nicio valoare și chiar așa este. Chiar așa este. Mostrele le primești gratuit. Faptul că ele se află în advent calendare mi se pare un minus grav, pentru că tu plătești pentru acel advent calendar, respectiv pentru aceste mostre pe care le primești gratuit. Nu-mi place. Sunt ele destul de consistente în ceea ce privește gramajul. Ele conțin 7,39 de mililitri, însă nu și aveau locul, sincer, nu și aveau locul aici. Trebuiau să pună ceva mititel, un travel size din acest produs. Cred că se putea, adică nu cred că era vreo mare diferență, doar că din punct de vedere vizual e altceva. În momentul în care primești un recipient și în momentul în care primești eșantioane. Și cu asta am spus tot. La numărul 8 am să rup astea, deci, astfel încât să vedeți și voi numerele. Acesta este numărul 8, cred că e din nou o pensulă. Ok. Hello! Asta îmi place. Asta îmi place. E pufoasă. Îmi place că are mânerul acesta grosuț. Nu foarte grosuț, dar suficient de grosuț, astfel încât să îl poți manevra cu ușurință. Drăguț! Cred că și această pensulă va rămâne în colecția mea de pensule. Ador pensulele de la Rio Technic! Le ador! Dar trebuie să recunosc faptul că nu m-ar fi deranjat absolut deloc dacă ar fi introdus în acest advent calendar, în loc de, nu știu, 5 pensule, cred că sunt în acest advent calendar, ceva în genul, în loc de 5 pensule mici, 2 pensule mari. Cred că toată lumea ar fi fost mulțumită de acest advent calendar și n-ar mai fi avut nimeni nimic de obiectat în ceea ce privește acest advent calendar. Continuăm cu numărul 9 și ne apropiem de final. Vai de mine, cât de mic este numărul 9! Nu mă aștept la ceva groaznic. Ok. Auci! Auci! O pensulă foarte mică! Oh my god! E așa de mică! Și advent calendarul nostru nu vrea să stea de nicio culoare. Să știți că nu-mi place nici asta, faptul că advent calendarul de la Real Technic nu vrea să stea de unul singur și a trebuit să-l pun în această bombonieră care... Nu știu prin ce mijloace supranaturale îl ține, astfel încât să-l vedeți în toată splendoarea lui.
Asta am primit la numărul 9. Cred că am zis bine, da, la numărul 9. E ceva foarte mic. E o pensulă pentru detalii. E o pensulă cu care poți să-ți aplici aici în colțul intern iluminator, îți poți face un cut crease, dar nu cu pensula asta, cu o pensulă mai mare în aceeași formă. Cu pensula asta, cam așa se țin pensulele. Cam așa se țin pensulele. Eu așa le țin. Și gândiți-vă că nu. Greu. Nu, I'm not impressed. Hai să vedem la numărul 10. Poate avem o pensulă mai mare. Ia să vedem. Ce-o să iasă? Ok. Am zis eu că ușițele acestui advent calendar se deschid frumos. Da, de unde? Au! Era să-mi rup unghia. Hai, măi! Nu vrea să iasă. Se opune. Ah, am reușit. Doamne, uitați-vă ce fel arată advent calendarul nostru. Zici că e după război. Doamne, și credeți-mă pe cuvânt că am încercat să deschid ușițele cât mai frumos posibil, însă nu s-a putut. Avem o pensulă, eu zic pensulă pentru anticearcăn, are forma aceasta rotunjită. Eu genul acesta de pensule le folosesc pentru aplicarea anticearcănului. E ok, are mânerul la fel de gros ca această pensulă. Apropo, cu această pensulă vă puteți aplica iluminatorul. Pentru că e fluffy, e foarte, foarte fluffy. Și cu această pensulă, anticearcănul, Real Technic, numărul 300. Numărul 300. Până acum avem 5 pensule, dintre care numai 3 îmi plac și eu zic că numai 3 ar fi folosibile. Haideți să continuăm, pentru că nu mai avem decât 2 ușițe de deschis și sunt tare curioasă să aflu ce se ascunde la numărul 11. Bineînțeles, la numărul 11 suntem. Și de ce la numărul 12? E atât de mic! Nu-mi place asta! Trebuiau să schimbe numerele acestea. Ia să vedem. Să vedem! Oh! Oh my God! Cred că acesta este cel mai urât portfart pe care l-am văzut în viața mea, sincer. E cel mai urât portfart din plasă, cusut, coață neagră. E foarte urât. Nu știu, dacă vă place acest portfart, mă uit că pe cameră arată bine. Mă uit în monitor și cred că voi vedeți acest portfart absolut încântător, însă nu este, chiar nu este. Ia să vedem, cred că ne încap cam toate produsele pe care le conține acest advent calendar. Da! Au încăput toate! Au încăput toate în acest portfart! Cei de la Real Technic s-au gândit să introducă în acest advent calendar un portfart. Nu foarte frumos din punctul meu de vedere, este părerea mea, că nu este un portfart frumos, se putea și mai bine, se putea ca acest advent calendar să conțină un portfart mai frumos și nu un portfart din plăsuță. Nu-mi place. Nu-mi place, chiar nu-mi place. Și, dragii mei, lume, sunteți pregătiți să descoperim ce se ascunde în căsuța numărul 12? Sunteți pregătiți? Nu vă aud! Haideți să vedem ce se ascunde în căsuța numărul 12 și să terminăm cu acest advent calendar de la Real Technic. Ok! Hai să vedem dacă reușim să scoatem. Este vorba despre o pensetă. Ok! Lipită! E lipită aici. Ok. Cred că am reușit. Am reușit! Lume, am reușit să scot din acest advent calendar
toate produsele, toate produsele, dar acum, din cauza faptului că el nu mai are sprijin, ok, am reușit! Am reușit să-l pun în bombonieră, astfel încât să completeze frumos cadrul nostru. Avem aici o pensetă neinscripționată. Mi-aș fi plăcut să scrie pe undeva pe aici că este de la Real Technic. Mă gândesc că, fiind în acest advent calendar, este de la Real Technic și este o pensetă de calitate bună. Trebuie să vă mărturisesc faptul că acesta a fost, cred că, principalul motiv pentru care m-am decis să-mi achiziționez acest advent calendar. Iar pe locul 2 a fost faptul că acest advent calendar conținea și acest accesoriu pentru aplicarea măștilor faciale, pentru că aceste două obiecte sunt, din punctul meu de vedere, unele absolut necesare de care eu nu neapărat că nu dispuneam, pentru că am o pensetă, însă am doar o pensetă. Am doar o singură pensetă și chiar mă gândeam să-mi achiziționez o altă pensetă, așa că am zis că n-are rost când există acest advent calendar pe piață care conține și pensetă, conține și aplicatorul acela, acesta din siliconă pentru măști, conține și un burețel și un suport pentru burețel și multe alte produse pe care, bineînțeles, că le pot păstra sau le pot oferi, decizia îmi aparține. Este o pensetă foarte bună, foarte zdravână, îmi place foarte mult forma ei. Cu siguranță o voi folosi și o voi pune la treabă. Eu îmi pensez singură sprâncenuțele de, nu știu cum să vă zic, ani de zile. Sunt ani de zile de când nu mai apelez la salon pentru a-mi face sprâncenele, deoarece am avut o experiență neplăcută cu o persoană care mi-a subțiat extraordinar de mult sprâncenele până când am ajuns să nu mai am. Să nu mai am sprâncene mai deloc. Aveam foarte multe goluri în sprâncene și acum cred că am pe aici pe undeva un gol. Nu am mai vrut să mai crească firul înapoi. Asta pentru că au fost în continuu pensate, deși eu nu am cerut genul acela de sprâncene foarte, foarte subțiri. De când mă pensez eu singură, sprâncenele mele și-au revenit spectaculos și sunt exact așa cum trebuie să fie niște sprâncene naturale, nici prea groase, nici prea subțiri. Bineînțeles, acum, pentru că eu mi le ridic în sus cu ceară de sprâncene, multora dintre voi vi se pare faptul că eu am sprâncenele foarte, foarte groase, exagerat de groase, ceea ce nu este adevărat. Dacă mă urmăriți și pe TikTok în momentele în care fac make-up tutoriale, pentru că se întâmplă asta destul de des, veți vedea că sprâncenele mele naturale nu sunt foarte, foarte late. Însă, ridicându-le, obținând acest efect de laminare, bineînțeles că ele își schimbă forma și arată exact așa cum le vedeți în fața ochilor. Dragii mei, sunt tare, tare încântată de acest advent calendar, deoarece mi l-am achiziționat la reducere. Nu știu dacă eram atât de încântată dacă mi l-aș fi achiziționată la preț întreg. Consider că își merită bănuții. Eu am dat pe el 115 lei. Eu zic că își merită bănuții pentru câteva produse pe care le conține. Și așa cum v-am mai spus, da, ar fi ideal ca un advent calendar să conțină doar produse pe gustul nostru. Însă ar fi imposibil să se întâmple asta pentru că noi suntem diferiți. Poate, spre exemplu, un advent calendar conține rujuri nude, cum s-a mai întâmplat. Și mie nu-mi plac rujurile nude, însă vouă vă plac rujurile nude. Un alt advent calendar, spre exemplu, pe care l-am desfăcut eu, de fapt mai multe advent calendare, au conținut și produse de unghii. Ojo, topper, top coat și așa mai departe. Eu nu fac unghiile, bineînțeles că nu o să fiu încântată de acele produse. Însă, dacă acel advent calendar ajunge la o persoană care se și machiază, își face și unghiile, bineînțeles că toate produsele acelea vor fi exact pe gustul persoanei respective. Din punctul meu de vedere, își merită banii. Sunt câteva produse pe care eu am să le folosesc, mare parte dintre ele, sunt și câteva care, bineînțeles, nu-mi plac, însă nu este nicio problemă. Per total, conține mai multe produse
care îmi plac decât produse care nu îmi plac. Balanța stă cam așa. Pentru că, nu știu, hai să vă dau un exemplu. Care sunt produsele care nu-mi plac? Port fartul acesta și aceste două pensule micuțe și, bineînțeles, eșantioanele. Deci avem așa, 1, 2, 3, 4. Sunt 4 produse. În contextul în care acest advent calendar a conținut 12 produse. Deci, clar, balanța este în favoarea produselor care îmi plac și pe care le voi folosi. Bineînțeles că unele vor ajunge la mama mea. Două dintre ele, mai precis, respectiv Beauty Blenderul și suportul de Beauty Blender, însă chiar și așa, am jumătate din produsele pe care acest advent calendar le conține vor rămâne la mine și mă voi bucura de ele. Dragii mei, sunt tare curioasă dacă voi v-ați achiziționat acest advent calendar și ce părere aveți despre acest advent calendar, dacă el își merită sau nu își merită banii, dacă produsele din el v-au făcut cu ochiul, care este produsul vostru favorit? Produsul meu favorit din acest advent calendar este Peneseta! Pe primul loc, pe locul 2 este, bineînțeles, acest aplicator din silicon pentru măscuțele faciale și pe locul 3 ar fi, pe locul 3 cred că se situează acest burețel pe care sunt tare, tare curioasă să îl testez pentru curățare. Burețel pentru curățarea feței. Sunt tare curioasă care sunt produsele voastre favorite, topul vostru, top 3 produse favorite. Abia aștept să citesc comentariile voastre și să aflu care au fost produsele care v-au făcut cu ochiul. Dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu, vă mulțumesc din suflet că ați rămas aici alături de mine până la final. Sper din suflet că v-a plăcut videoclipul meu și nu uitați, intrați pe Instagramul meu personal pentru că, dragii mei, v-a pregătit un super giveaway în care aveți ocazia să câștigați un advent calendar dulce! Dragii mei, vă invit pe Instagramul meu personal, Angelica Iordănescu, unde cu ocazia faptului că am intrat în 2022, așa cum se cuvine, vă ofer în dar un advent calendar dulce. Sper să vă placă, sper să participați în număr cât mai mare la concursul organizat pe pagina mea de Instagram și printre regulile pe care le voi pune eu acolo, va trebui să-mi lăsați un comentariu la acest videoclip, bineînțeles să apreciați acest videoclip și tag pe Instagram unui prieten, follow și așa mai departe. Citiți toate regulile cu mare, mare atenție pe Instagramul meu personal la postarea cu concursul. Nu am să vă ofer doar un advent calendar, am să mai pun eu pe acolo și alte lucruri astfel încât să fie un cadouaș mai consistent. Vă super pupicesc, eu sunt Angelica Iordănescu, nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube, nu uitați să dați un like și share acestui videoclip și nu uitați să zâmbiți cu gura până la urechi, așa ca mine! Bye!